Da, eu speram să ajung, dar nu mi-a permis, fiindcă drumurile din Chișinău nu sunt atât de bune. Am fost în strada pădurilor, care este complet dezastroasă și acest lucru m-a reținut. Mai mult ca atât, oamenii cu care am avut întâlnirea în această zonă mi-au spus foarte multe lucruri și nu am putut să întrerup întâlnirea pentru a fi prezentă la ședința dumneavoastră.